Fostul deputat Constantin Țuțu respinge acuzațiile Procuraturii Anticorupție privind îmbogățirea ilicită și fals în declarații. Casa lui din Chișinău se află sub sechestru, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de pușcărie. În cadrul ședinței de judecată, în dosarul în care Țuțu este învinuit de trafic de influență și escrocherie în proporții deosebit de mari, el a spus că și-a declarat toți banii. Potrivit procurorilor, în perioada 2014-2019, fostul deputat PD ar fi avut venituri din diferite surse în valoare de 6.455.000 de lei, în timp ce cheltuielile acestuia s-au ridicat la 10 milioane de lei. Țuțu afirmă că nu a ascuns nimic, dar anchetatorii cred că acești bani nu puteau fi obținuți legal. Nu este adevărat această declarație, mai mult că atât n-am observat cine a făcut această declarație. Asta probabil... Procuratura. Dar n-am văzut această declarație până la urmă. Doar vreau să anunț că mereu am declarat toate averile, toate veniturile, așa cum prevede legea în Republica Moldova. N-am ascuns nimic. După o clipă de ezitare, Țuțu a zis că totuși a făcut cunoștință cu materialele dosarului. Am făcut eventual deja cunoștință cu dosarul și am observat că sunt foarte mari abateri acolo. Sunt sume de bani care... Spuneți că nu ați văzut declarații. Nu, eu vorbesc că am văzut dosarul, am făcut cunoștință cu el. Săptămâna trecută și încă mai avem câteva volume ca să facem cunoștință cu el. Constantin Țuțu ar fi indicat în declarațiile sale de avere că a împrumutat de la o persoană 2 milioane de lei, dar potrivit anchetei nu ar fi primit acești bani. Alte falsuri se referă la obținerea veniturilor din vânzarea unor automobile, înstrăinarea și procurarea terenurilor. Țuțu afirmă că nu a încălcat legile și va dovedi în instanță acest lucru. Să dea Dumnezeu să fie numai eu acea persoană care am încălcat, dar eu sunt sigur că nu am încălcat și o să demonstrez asta în judecată. În februarie 2020, ministrul de interne Pavel Voicu declara la o emisiune TV că Țuțu a fost prins cum transporta în portbagajul mașinii sale o femeie, dar nu a dat detalii. Voicu nu a explicat nici cum a scăpat Țuțu basma curată. Fostul deputat neagă afirmațiile lui Voicu. Noi nu am uitat și atunci când a fost reținut cumva de poliție și nu știu de ce nu a avut finalitate cazul când în portbagaj avea o doamnă și unii ducea și ce dorea să fac. N-am luat nicio femeie, niciodată nu m-am ocupat cu așa ceva, doar am fost un sportiv, după care am avut o activitate de partid și asta e tot. Dar dacă sunt lucrurile astea și el a declarat lucrurile astea, trebuie să, nu știu, ca ministru, ca trebuie să meargă să le taxeze. Constantin Țuțu și fostul lider PD Vladimir Plahotniuc sunt cercetați în Rusia într-un dosar privind traficul de droguri. Țuțu neagă implicarea lui în astfel de acțiuni. Eu în Rusia n-am fost și dacă am fost numai la competiții sportive. Asta e tot ce pot să vă răspund și nu am nicio treabă cu aceste dosare. Procuratura Anticorupție i-a înaintat învinuirea fostului deputat Constantin Țuțu, fiindu-i incriminate 3 capete de acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită și 2 episoade de fals în declarații. Casa lui Constantin Țuțu se află sub sechestru, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 7 ani de pușcărie.